Bună ziua, bună seara! Cea mai importantă veste de astăzi este faptul că inflația a reînceput să scadă, ajungând la 5,1% la jumătate față de iunie 2023, când am preluat mandatul de prim-ministru. Datele oficiale demonstrează că măsurile noastre privind plafonarea prețului la energie și gaze și adăusului comercial la principalele alimente de bază a funcționat. Banca Națională a României arată clar că fără aceste măsuri, inflația era astăzi de 15%, triplă față de cea din prezent. Aprobăm azi majorarea plafonului de impozitare și în cazul pensiilor din Sistemul Național de Ordine și Siguranță Publică. Practic, le aducem la același nivel cu celelalte pensii publice, unde deja am legiferat ridicarea plafonului de la 2.000 la 3.000 de lei, începând cu 1 octombrie. Aproximativ 200.000 de români vor beneficia de această nouă măsură, care este un act de echitate socială. Lucrăm acum și la soluționarea problemelor pensionarilor mineri și a celor cu dizabilități. Îmi asum să rezolv problemele acestor oameni. Și ei nu au nicio vină că statul a schimbat de mai multe ori regulile legate de pensionare din interese de moment. Însă, fiți siguri că voi rezolva prin dialog cu Comisia Europeană, ajungând la o înțelegere corectă. Nu prin acțiuni populiste cu proiecte fantomă depuse acum în Parlament, ce modifică legea asumată anul trecut prin PNRR și votată de toate partidele. Avem și o a doua veste, investițiile nete în economie sunt la un record istoric, depășind în primul semestru 80 de miliarde de lei, mai mult cu 10 miliarde față de aceeași perioadă a anului trecut, dublu față de perioada guvernării 2020-2021. Practic, datele oficiale INS confirmă cifrele Eurostat și pe cele ale BNR. România a trecut la un model de dezvoltare bazat pe investiții. De aceea, continuăm să sprijinim masiv investițiile, aprobăm azi 2,5 miliarde ca să plătim investiții în comunități locale gestionate prin PNDL și PNRR, alte 600 de milioane merg la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, plătim beneficiarii proiectelor de infrastructură modernă de transport ce protejează mediul și putem să contractăm noi investiții pe transport verde. Cum era normal, deoarece Ministerul Transporturilor a finalizat banii din PNRR, vom finanța cu încă 570 de milioane de lei în plus pentru a susține finalizarea unor secțiuni de pe autostrada Moldovei, unde sunt loturi aproape gata. De aceea voi merge și mâine cu domnul ministru Grindeanu ca să vedem stadiul lucrărilor de pe A7. Alocăm finanțare suplimentară și pe autostrada Târgu Mureș, Târgu Neamț și pentru autostrada Lugoș-Deva, pentru că ritmul de execuție este foarte bun. În final, îi cer domnului vicepremier Neacșu de această dată, împreună cu ministrii finanțelor și economiei, Marcel Boloș și Radu Oprea, să finalizeze cele două proiecte economice majore. Finanțarea tranziției verzi pentru marea industrie și sprijinirea investițiilor cu impact semnificativ. Vom face simultan și rectificarea bugetară pentru a aloca fonduri importante ca să finanțăm aceste scheme esențiale pentru a susține dezvoltarea economiei românești. Vă mulțumesc mult!